Militarii detașamentului de pompieri Suceava au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, o autoplatformă și o ambulanță SMUR pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o clădire administrativă ce aparține unei societăți comerciale de pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la nivelul podului construcției cu o suprafață de aproximativ 150 metri pătrați cu posibilitate de propagare la întreaga clădire. Au ars învelitoarea din lemn, pereții podului din lambriu, tavanul din lemn, alte materiale lemnoase, textile și altele. Toate depozitate în pod, s-au degradat elemente de tâmplărie. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat restul clădirii administrative cu bunurile aferente.